Liga Profesionistă de Fotbal a programat la sfârșitul acestei săptămâni o nouă etapă de campionat în Liga 1. FC Argeș va întâlni vineri de la ora 20:30 în deplasare pe Rapid București, una dintre formațiile cu care se luptă pentru întâlnirea în play-off. Confruntarea de pe arena națională este un derby de tradiție al fotbalului românesc, cele două echipe având în palmares 6 titluri de campioană. Înaintea acestui duel, care contează pentru runda cu numărul 19, giuleștenii ocupă locul 7 cu 28 de puncte, iar FC Argeș se situează pe poziția 8-a a ierarhiei cu 27 de puncte. Piteștenii sunt dornici de revanșă după ce în partida din turul campionatului disputat în Trivale au pierdut cu 0-1. Alb-violeții nu își mai permit pași greșiți după eșecul de acum câteva zile de pe propriul teren cu Gazmetan Mediaș. Declarat antrenorul lunii noiembrie de cotidianul Gazeta Sporturilor, Andrei Prepeliță și mijlocașul David Mezacoli, nu concep decât victoria în partida de vineri. Cei doi sunt convinși că FC Argeș are forța și valoarea de a pleca din capitală cu toate punctele puse în joc. Ne așteaptă o partidă grea, împotriva unei echipe care, chiar dacă a promovat anul acesta, este o echipă de tradiție a fotbalului românesc. O echipă cu mulți spectatori. Ne așteaptă un meci greu, jucăm pe Național Arena, cu siguranță vor avea și fanii de partea lor, dar vom merge acolo să facem tot posibilul să ne luăm revanșa pentru meciul tur și să luăm punctele, pentru că venim după o înfrângere dureroasă pentru noi, înfrângere în care am controlat meciul și, din păcate, am pierdut. Nu am putut nici măcar să obținem punctul, care cred că era un punct muncit. Jocul l-am controlat, dar, din păcate, sunt și meciuri de-astea care, dacă nu le gestionezi bine, pierzi. Va fi un meci greu, cum e tot meciul. Ne pregătim pentru ne ducem acolo să castigăm. Cum a spus mister, suntem dezamăgiți pentru ultimul meci, pentru că am dominat tot meciul și în două ocazii am pierdut meci. Dar mergem mai departe și ne gândim acest meci cu Rapid și mergem acolo să castigăm. Cum a spus și mister, Rapid e una echipa din România care de tradiție și cred că dacă castigăm acolo va fi un boom pentru noi.